În lunile decembrie și ianuarie, jandarmii montani hunedoreni au aplicat aproape 70 de amenzi turiștilor care au ajuns în stațiunile montane din județ. Majoritatea sancțiunilor contravenționale s-au datorat tulburării liniștii și ordinii publice. Nu puține au fost însă și cele aplicate turiștilor care nu au respectat regulile de pe pârtile de schi. Asta pentru că unii nu au înțeles că nu au ce căuta cu sania sau cu alte mijloace improvizate de alunecare în zonele destinate doar schiorilor. Una peste alta, valoarea totală a amenzilor a fost în sumă de 5.000 de lei. Pe de altă parte, în scop preventiv, jandarmii montani au derulat și o serie de acțiuni de informare a turiștilor. În primele două luni scurse din această iarnă, peste 1.400 de jandarmi au asigurat liniștea și siguranța turiștilor care au ajuns în stațiunile montane din județul Hunedoara.